cu ce era în armată, tunarul. Tunarul nu avea pușcă, da? Nu avea pistol la vremea respectivă, avea de el un tesac de artilerie. Da? Deci o armă am vede cu mungere și tăiere, care se numește tesac, o armă scurtă. Tesacul ăsta este o armă, trebuie să trebuie să o vedeți, este o armă care era de inspirație romană. Seamănă foarte mult cu Gaius Romanus, cea sabie care o portau legiunile romane în perioada războaielor rudașii, da? Deci e chiar un mesaj, da? În 1948, în România au loc evenimente, în țara românească și Moldova au loc destule evenimente politice și toate evenimentele culminează cu Mica Unire din 1859, perioada în care atât în țara românească cât și în Moldova, domnitorul Moldovei Alexandru Iacuza este ales. Și astfel, vrând nevrând, uite că începem să formăm România la care toți românii aspirau. Da? Deci în 1859, în timpul domnitorului Alexandru Iacuza, are loc Mica Unire între Moldova și țara românească și regatul. Pe Moscovaghi, astăzi, este îmbrăcat într-o uniformă de grăniceri din perioada domnitorului Alexandru Iacuza. Ce erau grăniceri? Grăniceri erau niște trupe, se numeau trupe cu schimburi. Adică ei nu făceau armată în fiecare zi. Ei făceau armată o dată, o săptămână pe lună și trei săptămâni stăteau acasă și își vedeau de gospodărie. Grecenii, în marea lor majoritate, erau țărani români. Și de asta o să vedeți că uniforma lui este o uniformă care se apropie foarte mult cu portul național țărănesc din perioada respectivă. De aceea nu exista o uniformă foarte bine stabilită, pentru că ei veneau cu ce aveau de acasă. Adrian face parte din legiunea 3 de grănice. Era o legiune care activa în zona noastră aici, Buzău, Prahova, Vrancea, aici era legiunea 3 de grănice. În perioada domnitorului Alexandru Iacuza avea 4 legiunete de grănice, pornind de la, din zona Banatului, care se Severin, ajungând cu ultimul regiment undeva în județul Suceava. Uniforma lui este compusă din căciulă, după cum vedeți, căciula este din blană de miel, da? Deci era o căciulă tradițională cu portau străbunicii și străbunicii noștri la vremea respectivă, da? Deci o căciulă țărănească, care a fost adaptată și s-a pus această flamură cu ciucule, așa se numește, da? Care era în culorile regimentului. În culorile legiunii. Legiunea avea culoarea albastră. Da? După cum vedeți, este acoperit cu o mantă. Mantaua era din postav, da? Avea o culoare gri, bleu orizont, era de inspirație franceză. Deja, după Unire, România, Iacuza, are o deschidere destul de mare către Franța. Deci o mai închidem noi cu roșii un pic. Ați văzut? Uniforma noastră, a mea, era de inspirație rusă, pe când Cuza deja trece de partea francezilor. Francezii chiar trimit o misiune militară în România pentru instrucția soldaților și ofițerilor români. Vedeți că pe gulerul răsfânt al mantalei, da? Aveți aceste petlițe, se numesc, albastre. Ele indicau, petlițele indicau arma din care el făcea parte. El era un luptător pedestru, deci lupta pe jos, da? Și făcea parte din legiunea 3 de grăniceri. La brâu era încins cu o centură neagră, da? Din piele de bovină. Avea o cartușieră, da? Era îmbrăcat cu pantaloni albi din sau cioareci, se numeau cioareci, da? Sau mițari.
erau făcuți, erau practic pantaloni care purtau țăranii români la ei acasă. Pe vremea aceea nu aveau pantaloni, cum avem noi în ziua de astăzi, jeans sau pantaloni de stofă, purtau pantaloni din in, da? De culoare albă. Deci erau practic ce purtau țăranii la vremea respectivă. Iar în picioare purtau cizme sau opinci. Pentru că la vremea respectivă încălțările nu erau foarte diversificate, existau decât bocanci, cizme și opinci în armată. La spate, purta un sac de merinde. Sacul de merinde era sacul în care soldatul își ținea obiectele personale. Adică aici avea carne de băutată, avea farfuria și cu lingura de lemn în care mâncau sau strachina, cu obiecte de tuns barba și alte obiecte de gust personal. O să fac cu Adrian, am învățat un pic de mânuire, să vedeți cum se făcea o mânuire la vremea respectivă, da? Ok. Adrian, drept. Deci, la poziția de drept, călcuilele lipite, da? Vârstele depărtate, mâna dreaptă închisă lângă corp, da? La umbă. Era prima comandă care se vedea, acum soldatul era cu arma la umăr și putea să meargă în marș, da? Nu putea să meargă în marș cu arma în mână, să mergea cu arma la umăr, da? Prezentați arm. Acum Adrian este în poziția de onor, da? Deci când trecea doctor Alexandru Augusta sau un ofițer de grad superior și soldații de dau onor, aceasta era poziția care se dau ei. La umă, la picior, ar. Mulțumesc foarte mult pentru repaus. Deci un
istoria noastră, noi l-am numit domnitorul sau regele Carol I. În 1866, Carol I este coronat ca domn, în locul Alexandrului al Cusa. Și el avea o educație foarte prusacă, o educație militară, era colonel de carieră. Venise într-o țară mult mai săracă decât țara din care din țara din care venea, Germania, de fapt Prusia la vremea respectivă, și a început să dea niște legi foarte importante pentru țară și pentru armata română. Astfel, în 1873, Carol I hotărăște ca tot echipamentul armatei și zestrării armatei să fie schimbată una modernă, una care era adaptată condițiilor anilor de uniforma de artilerie, este soldat de artilerie, din perioada regiului Carol I. Practic, acest soldat, în uniforma asta, a luptat la războiul de independență. În timpul regiului Carol I, România a purtat unul dintre cele mai importante și mai mari război la care a participat de-a lungul anilor, și anume războiul rusotului, pe care noi, în istorie, cunoaștem războiul de independență al României. Între 1877 și 1878, România, alături de aliatul său, Rusia, a purtat un război împotriva Imperiului Otoman. Și a fost un război de neatârnare, un război în care România și-a dorit urma lui să nu mai depindă deloc de poarta otomană de la Constantinopol, de la Istanbul. Acest război nu s-a purtat pe teritoriul României, s-a purtat pe teritoriul de astăzi al Bulgariei și probabil știți de cele trecute de la Crivița, de la Zvârdan, de la Vidin, de la Radovan sau de la Plevo. O să vă prezint uniforma unui artilerist din vremea respectivă. Deja artilerii acum nu mai avea 4 tunuri, ajunsese undeva peste 100 de tunuri. Deci armata se dezvoltase și numeric și din punct de vedere al logistici. Da? După cum vedeți, uniforma este mai frumoasă, mai țanțul și așa, nu? Ia uite, ziceți că e cocoș, nu? Așa se simte acum, nu? Radu? Ok. Pe cap avem un chipiu, da? Un chipiu moale, care în față avea o cocarda tricoloră, da? Deci, cocarda tricoloră deja era drapel de stat al României, roșu, galben și albastru. Sub cocarda tricoloră era ciclul regelui Carol I, da? Doi cei andosați spate în spate, adică doi cei puși spate în spate și cu unul în interior. Nasturi erau cu tunuri, deci asta însemna că era de la armă artilerie. Chipiul era de culoare blămarin, cu pascual negru, deci culoarea neagră, culoarea artilerii și pascoale roșii, deci cam cum am eu, da? Deci s-a păstrat blămarin, negru, artilerie și pascoale roșii. Aici, în vârf, avea un moț, da? Se numea pampon. Da? Era de lână și era ca să... Scopul era ca ținuta să capete importanța mare. La vremea respectivă, o să știți că soldații de artilerie erau aleși nu dintre țăranii de lână, ci dintre țăranii care aveau oarește meserii tehnice. Adică erau fierari sau creau pluguri. Deci oameni care aveau oarește știau să... puteau să se descurce într-o activitate tehnică. Tunica lui, sau vestonul, era de culoare maro, de asemenea cu pascoale roșii ca la artilerie, da? La petriță, în zona petrițelor, aveau o grenadă roșie, o grenadă flamboiantă, adică o grenadă în explozie, care era în semnul artilerie, da? Era vestonul la două rânduri de nasturi, da? Nasturi aurii. La spate, dacă vreți să întorci, la spate aveau două buzunare false, încheiate la trei nasturi. Artileria, deci, cu ce luptau artileriștii? Care era la urmă lor? Tunul, da? Ok, de aceea nu aveau nevoie de puști. Și artileriștii erau dotați cu revolvere, da? Și cu sabie baionete. Scoate să întâmplă, te rog. Sabia baionetă este
Haideți să mă arăt. Da? De seama, vă dacă cu cineva a fost aici, am interesat de afinere. Numai că acestea s-a desigat să punea în curând un rețet la o bușă, cum ați văzut mai devreme, să ne-am un schimbă de afinere. O bușcă cu ferme. O bușcă cu sistem arhaic de dare a focului. De fapt, iar rămăsesc în dotarea moarte, pentru că din puterea ce este important este că în acest loc ei purtau un revolver, care din păcate n-au putut să-l aduc astăzi și pe care l-am colecționat, un revolver mare, un calibru mare, care era creat de un ofițer român și a fost unul printre cele trei arme create de român într-o dată în istoria mea. Se numea revolverul Buiești, este un revolver foarte larg, există o colecție în Muzeul Militar Național și două colecții. Labrul era încins cu o centură de culoare din piele de ovină, de vită, de culoare maro sau neagră. În picioare purtau cizme, da? Pantalon negri, pascual sau pepușcă roșie. Deci aceasta era ținuta unui artilerist din perioada Războiului de Independență. Știți foarte bine că în bătăliile de la Crivița și de la Plena, armata română s-a de glorie și artileriștii români